Vă salut, prieteni! Astăzi vom discuta despre vorbele marilor înțelepței lumii. Trecutul nu poate pieri, căci viitorul se va naște din el. Carnea femeii se hrănește din mângâieri, precum albina din flori. Numai când vei iubi un animal, vei simți iubirea cu toată inima. Mai bine să fii urât pentru ceea ce ești, decât să fii iubit pentru ceea ce nu ești. Iubirea își găsește în ea însăși tot scopul și toată mulțumirea. Îndreptați-vă ochii asupra voastră și feriți-vă de a judeca acțiunile altuia. 90% din educație reprezintă încurajare. În artă, ca și în dragoste, instinctul este îndeajuns. Trupul poate ceda dorințelor, fără ca sufletul să participe. O femeie este sinceră când nu spune minciuni inutile. A trăi înseamnă a te transforma. Justiția înseamnă mijloacele prin care sunt sancționate injustițiile stabilite. Chiar și atunci când e susținută de 50 de oameni, o prostie tot prostie rămâne. Mediocrul, care nu știe ce să facă în această viață, își dorește o alta, care să dureze veșnic. E mai bine să înțelegi bine puțin, decât să înțelegi totul greșit. Hazardul descrește pe măsură ce crește cunoașterea. Foamea și dragostea sunt impulsurile tuturor acțiunilor umane. Brațul întins al unui om nenorocit este o barieră peste care nu poți trece. Cărțile de istorie care nu conțin minciuni sunt extrem de lipsite de viață. Când fu opiz, matură, cel mai important este preludiul.